Vrei să stăm ridicați pentru citirea cuvântului, având în vedere că textul pe care îl voi citi conține cuvinte rostite în mod direct de Domnul Iisus Hristos și măcar că nu este o lege absolută, citim în Vechiul Testament că evreii au citit din cuvânt și s-au ridicat, apoi au stat jos și iar au citit din cuvânt. Dar este un obicei frumos și uneori chiar folositor pentru trupurile noastre. În continuare celor spuse, celor auzite, aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20 la versetul 30. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viață veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur și eu să fiu cu dumneavoastră și de data aceasta informație completă, Adriana și fetițele, Seila și Ada. Cred că am mai fost la Agape în formație completă când erați în cealaltă clădire. Bucuria este mai mare că în aceeași vizită, care n-a fost plănuită legată de predică, nu sunt eu omul care merită nici efortul, nici atenția aceasta, mă întâlnesc cu fratele, cu fratele Gian, cu sora Rodica, care nu știu dacă sunt ce ar trebui să fiu sau cât ar trebui să fiu, dar mult din ce sunt vi se datorează. Nu știu dacă v-am spus lucrul acesta vreodată, atât dumneavoastră cât și sora Rodica, pentru că degeaba știai greacă dacă când te întâlneai pe hol cu sora Rodica și nu erai îngrijit, nu știai să faci curat în jurul tău, în jurul campusului, erau probleme mari. Și, desigur, la vârsta aceea, unii spuneau: o, dar ce, am venit eu pentru asta la ITP, dar toate aceste lucruri, de fapt, te ajutau să te formezi. Unii s-au format, alții nu. Este o bucurie să vă revăd. Mă încearcă sentimente oarecum diferite. Când eram student și predicam, de obicei profesorul predica după, ca să știți, este un verset în Biblie care zice că vorbește unul pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt și le-a la cercetat. Și cercetarea era una serioasă.
chiar și pe la capelă, de ce ai spus aia, de ce ai pus mâna nu știu pe unde, ești în față, trebuie să... Și toate lucrurile acestea au contat cât au contat pentru unii. Deci așa cum spunea și fratele profesor Andreescu, spunea, unii studenți vin cu chemarea din partea lui Dumnezeu deja făcută la ITP. Alții o veți primi în timpul celor 4 ani, dar alții nu o veți primi niciodată. Și dacă nu înțelegi lucrul ăsta, te chinui. Te chinui să ajungi la învon, te chinui să ajungi în comitet, te chinui toată viața. Acum, eu nu știu ce va fi cu mine, dar nu mă chinui astfel de lucruri, consider o binecuvântare și onoare ori de câte ori pot să predic. Înainte să intru în cuvântul propriu zis, timpul zboară, așa cum spunea și fratele Gian, e greu să predic scurt, ăștia micii predică lung. Nu că ar zice ceva, dar așa este. Înainte să intrăm în textul propriu zis, aș vrea să-mi exprim și eu condoleanțe familiei Comăriță, surei Carmen, băieții Claudiu, Sebastian, Andrei. Aș vrea să vă spun că momentele acestea sunt momente în care ne arată cât de neputincioase sunt cuvintele noastre. Suntem toți la fel de vulnerabili. Nu se știe mâine cine va fi în aceeași situație. Vreau să vă spun doar atât. Moartea sfârșește o viață, nu o relație. Veți continua să aveți o relație cu soțul, cu tatăl, cu fratele dumneavoastră atunci când veți vizita locuri pe care le-ați vizitat împreună, veți trăi experiențe pe care le-ați trăit împreună, vă veți aminti și în felul acesta va fi încă aproape de dumneavoastră. Și un alt lucru este că ei la noi nu vor mai veni. Ne vom duce noi la ei. Pentru aceea va trebui să ne conformăm. Și până atunci mai avem de plâns, mai avem de luptat și Dumnezeu să ne ajute pe toți la locul acesta. Într-o oarecare măsură veți vedea că ceea ce voi spune va fi o continuare a ceea ce deja s-a spus și pe mine nu mai surprinde lucrul acesta de foarte multe ori, fără ca doi predicatori să se pună la oaltă. Duhul Sfânt este cel care călăuzește și binecuvintează lucrurile în direcția aceasta. Evanghelia lui Ioan este cea mai interesantă dintre evanghelii, având un limbaj și un stil aparte și profund de a prezenta evenimentele. Ca structură, în această carte, primele 12 capitole exprimă întâmplări din viața Domnului Iisus Hristos întinse pe 3 ani, iar din capitolul acesta până la sfârșitul cărții, capitolul 21, Evanghelia acoperă doar o săptămână din viața Domnului Iisus. Și pentru că vorbim despre o întâmplare desfășurată în jurul templului, cea pe care am citit-o, haideți să ne întrebăm în această dimineață, de ce se duc oamenii la biserică? De ce venim la biserică? De ce se duc? Legat de aceasta, întrebarea pe care o auzim cel mai des este, de ce nu vii la biserică? De ce n-ai venit la biserică? Nu de ce vii. De ce n-ai venit? Vezi pe cineva, poate duminica viitoare pe hol și sau te auzi la telefon săptămâna aceasta și întrebi de ce n-ai venit la biserică, de ce nu vine lumea la biserică. Acesta este un mare of și poate că din unele puncte de vedere este justificat.
Dar în această dimineață ne întrebăm de ce vin oamenii la biserică și este important pentru că până la urmă starea de spiritualitate sau o anumită atmosferă care se creează la o slujbă într-o biserică locală este dată de cei care vin, nu de cei care nu vin. Adică în locul celor care au cântat astăzi puteau să cânte alții, în locul fratelui John și în locul meu puteau să predice altfel. Și nu spun că n-ar fi făcut o treabă mai bună decât a noastră sau mai rea, nu știu, dar cu siguranță ar fi fost altfel. Ce se petrece astăzi aici este dat doar de cei care sunt prezenți aici. Și peste aceasta, sigur, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Este important să ne punem întrebarea de ce vii la biserică încă dintr-un punct de vedere. Pentru că până la urmă problemele dintr-o biserică locală sunt create de cei care vin, nu de cei care nu vin. Și astăzi, haideți să-i lăsăm în pace pe cei care, bă, oare de ce nu veni cu tare la biserică? Și să ne întrebăm, oare de ce vin eu? De ce venim la biserică? Poate veți spune, ce preocupare mea e și asta, domnule? Bine că vin. Lasă-i. Bine că vin. Până la un punct, ia, e adevărat, bine că vin. Însă Evanghelia spune că cei care nu veneau erau invitați de Iisus. Veniți. Iar cei care veneau, iar celor care veneau, le erau expuse motivațiile. Într-o împrejurare, văzând noroadele venind după Domnul Iisus Hristos, El spune, adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Cu alte cuvinte, aici Domnul Iisus Hristos exprimă un of pe care îl avea, faptul că oamenii veneau cu motivații greșite. De ce venim la biserică? De ce vii? Și potrivit acestui text sunt trei categorii de oameni din acest punct de vedere. Și există prezența din obișnuință sau prezența tradițională. S-a făcut o statistică la un moment dat de ce merg oamenii la biserică și vreau să vă spun că într-un procent foarte mare dintre cei care merg, aproape de 40%, spuneau, s-a făcut în America și spuneau continue their families religious traditions. A mers tata, a mers bunicul, mergem și noi, nu? Acum, americanii, dacă reușesc să schimbe de pijamale, bine, dacă nu, vin așa, nu e nicio problemă. Deci, ei vin la biserică. Este o tradiție, s-au obișnuit cu mersul la biserică. Auzind de foarte multe păcate care se predică, desigur, împotriva lor, ați auzit vreodată de păcatul obișnuinței? Spunea fratele Gian, acest lucru se întâmplă încet, încet și pas cu pas. Ia avem ca exemplu pe fiii lui Eli, erau atât de obișnuiți cu ceea ce făceau încât Dumnezeu nici nu mai era în ecuație, iar obișnuința este una graduală. La început trimitea slujnica cu o furculiță cu trei coarne și cât apuca din oală când se fierbea carnea pentru ritual, pentru jertfă acolo, ce se apuca era pentru ei, dar s-au obișnuit cu asta. Au zis, domnule, dar noi nu avem hepatită să mâncăm numai carne fiartă. Și următoarea fază era că o luau înainte să ajungă la procesul de fierbere, că până la urmă tot mai bun un steak, nu? Să-l faci cum trebuie. Asta supele sunt pentru ăștia pe la spitale. Și de aici și altele și altele și păcatul este unul gradual. Obișnuiți cu mersul la biserică. Și sigur că față de cel care nu se duce, ai putea să dai un ecuson celor care se duce, dar în creștinism lucrurile nu stau chiar așa. Adică creștinismul este religia în care nu doar facem anumite lucruri, ci contează cum le facem. Când trebuie să dai, dai cu bucurie, când trebuie să cânti, trebuie să cânti cu bucurie, când trebuie să predici, trebuie să știi cum. Bine, nu e așa în toate bisericile, e important să ajungi la învon, da? Normal așa ar trebui să fie.
Doar era sărbătoare, cum să nu se ducă tot evreul la praznic? Dacă nici evreul nu știa cum se fac praznicile, atunci cine știa? Nu, legi și altare și preot și mare fast când aveau praznicile respective. Mergem să ne vedem cu prietenii. O altă categorie sunt cei care pentru a socializa. Tinerii vorbesc între ei, eu merg unde merge prietena mea, suntem atât de apropiate încât ne-am cumpărat și poșetă la fel. Deci niște conexiuni și niște motivații care ne plasează într-o zonă ca aghiazma la ortodoxi, care nici nu ajută, nici nu strică. Până la urmă strică, de fapt. Nu ne facem probleme despre ce se întâmplă acolo. Categoria aceasta care vine din obișnuință, nu-și fac probleme dacă ce s-a spus a fost corect. Ei, pentru că vin din obișnuință, știi, și vine unul duminica asta și predică un mesaj, spună amin, dacă spun măcar așa, că se filmează, știi, nu că se iei foarte atenți. Duminica viitoare vine unul și predică împotriva ăstuia, adică altceva, și la ăla spune amin, că doar nu contează. Deci cei care vin din obișnuință, ei nu prind ce se petrece acolo. Avem un exemplu și în Noul Testament, un tânăr eutic zice, predica Pavel, nu că vine Silviu, nu știu ce. Predica Pavel, nu? El s-a urcat undeva sus, s-a cocoțat la fereastră și pentru că atunci n-avea cont pe Facebook, zice că a dormit. El nu o interesa cine e Pavel. Abia că nu știi cine e Silviu Neagu, aș putea spune chiar fratele John Tipei, mai scap, cum mai scap. Dar era totuși acolo Pavel. El nu-l interesa și a picat, noroc a picat înăuntru, știi că ăștia care stau pe fereastră pot să au șanse 50-50 să cază în afară, știi? Și de obicei comportamentul acestor oameni îi face lumea să spună că e de-a vostru, știi? Și noi spunem că nu e de-a nostru, că nu e unde trebuie să fie, nu? Trebuia să fie la coar, trebuia să fie. Stă așa, între dimensiuni. Și nu-și făcea deloc probleme că acolo predica apostolul Pavel. Ei nu-și pun problema că acolo se predică Evanghelia, că acolo este Iisus, că acolo este un alt sistem de autoritate decât cel propus de societate. Vreau să vă spun că în scurta mea viață am trecut prin biserici în care erau conduse de... Toți din comitet aveau business-uri afară, erau boss, nu? Afară. Oamenii aceștia, dacă nu sunt spirituali, au o mare greutate să înțeleagă că în biserică vii și există un alt sistem de autoritate. Nu contează câți ani are cel care este pus de Dumnezeu, că n-are atâția bani ca tine și că n-are cravată ca a ta sau ce știu eu ce alte lucruri. Și a fost foarte greu pentru astfel de oameni să facă switch-ul acela. Ei nu aud ce se predică. Iar în cazul în care aud ceva, ei nu au cum să înțeleagă. Pentru că la un moment dat în această circumstanță zice: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Hristos dă ceva din inima lui în această circumstanță. Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, ca om până în grădina Ghețimani a vrut ca momentul acesta să fie depărtat, să nu treacă ca om. Zice, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și el atunci spune, Tată, proslăvește numele tău. Și uitați ce se întâmplă. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Trei reacții la acest glas din cer. Unii n-au auzit nimic. Și unii n-au auzit nimic. Alții, cei care merg la biserică în funcție de vreme, au zis, este un tunet. Scoateți umbrelele că vine ploaie. Este un tunet. Și cei mai spiritual zice, un înger a vorbit cu el.
Deci ei nu sunt atenți la ce se spune, dar dacă totuși aud, ei nu înțeleg ce se petrece acolo. Aceștia sunt cei care vin din obișnuință. A doua categorie este categoria celor care vin dintr-o oarecare căutare. Zice, niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip și apoi împreună cu Andrei s-au dus la Domnul Iisus Hristos. Deci dintre cei mai mulți care au venit acolo din obișnuință, niște greci, nu știm câți era, nici nu contează, au vrut să-L vadă pe Iisus. Cei mai mulți nu erau pentru aia acolo. Ei s-au dus pentru că așa se face, e praznic, te vezi cu prietenii, de obicei la praznicile mari se adunau din toate părțile, nu? Dar niște greci dintre cei mai mulți de acolo au avut o oarecare căutare care îi scotea oarecum din obișnuiți. O prezență din căutare. Este o vorbă în România care zice că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, nu? S-a dus la Filip, Filip s-a dus la Andrei și apoi împreună s-au dus la Domnul Iisus Hristos. Nu știu exact care este raționamentul, probabil o grijă a grecilor de a nu aborda în mod direct o persoană pusă în o persoană pe care ei o considerau mai importantă sau a fost o chestie circumstanțială, nu puteau să ajungă, nu știau care e acel ador, au auzit, nu știm exact, dar important e că până la urmă ucenicii au dus pe oamenii aceștia la Iisus. Deci asta este important. Știți, de multe ori noi ducem pe oameni la biserică, dar nu-i tot una cu a duce oameni la Iisus, având în vedere ce se întâmplă în bisericile noastre de multe ori. Trebuie să fim onești. Se filmează, dar trebuie să fim onești. Deci a duce la Iisus pe cineva înseamnă mai mult decât îl aduce la biserică. Pentru că de foarte multe ori în bisericile noastre nu se întâmplă lucruri care nu ne onorează. Și vin ucenicii la Domnul Iisus Hristos și spun, Doamne, dintre mulțimile aceștia de oameni care au venit la praznic, la ritualul, la jertfe, la praznice, la altare, la preoți, la farisei, niște băieți greci vor să te vadă. Doamne, dintre ăștia cei mai mulți care se duc duminică dimineață la biserică, din obișnuință sau cine știe de ce, niște oameni vor să te vadă pe tine. Și te fi așteptat să spună Iisus, unde sunt? Aduceți-i în față, să facem poză cu ei, să-i trimitem la revista cultului sau cine știe ce. Și Iisus pare că nu dă nicio atenție acestei întrebări și începe predica. Zice, a venit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și spune, Doamne Iisuse, înainte să încep predica, niște greci au venit să te vadă. Și Iisus îi spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Doamne Iisuse, înainte de asta, au venit și dintre toți ăștia au pus bani la colectă. Dintre toți ăștia au cântat. Nu ți se pare că e amazing? Și Iisus, în continuare, zice, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Și ai spune că Iisus nu dă absolut nicio importanță acestei solicitări și acestor greci care ies din spectrul obișnuitului cu gândul să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Dar de fapt era un răspuns direct. Pentru că a-L urma pe Hristos este mai mult decât două ore de program la biserică. A-L urma pe Hristos, a vrea să-L vezi pe Hristos, este mai mult decât praznicul Paștelui. Este mai mult decât a pune un verset biblic pe Facebook. Este mai mult decât a face figurație on the stage uneori. Este mai mult decât a dărui. Este mai mult decât a folosi fraze spirituale. Îi vedeți pe unii
care atunci când urcă la amvon se transformă în altceva. Dom'le, fii natural, adică nu, adică e așa o mare diferență între ăsta care vorbește aici, la care vorbește pe sală sau cine știe unde, during the week, de zici că, bă, el-i? Sau vorbește natural. Vreau să spun, fără să vă latez, ăsta este unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat tot timpul la dumneavoastră. Cum ați vorbit cu noi, mă refer la felul de a vorbi, așa ați predicat. Și vreau să vă spun că dacă eu mă bâlbâi, nu e așa, că așa sunt eu. Fratele Gian a anunțat că a avut anumite probleme cu chestia asta, dar dacă eu mă bâlbâi, așa sunt eu, dacă mai scap. Dar e foarte, îi vezi pe unii care scot din buzunare niște fraze de alea, de nu știu ce, fii natural, ăsta sunt eu. E foarte simplu, dacă vă place, mă mai puneți la predică, dacă nu. Eu pe tema asta nu suferam foarte multe suferințe în viață, încât să o mai am și pe asta, nu. Deci chiar sunt ok. Un astfel de creștinism este un creștinism care stă cald atât cât este programul. Față de cei care au venit din obișnuință, ăștia care vreau să-L vadă pe Iisus, meritau oarece atenție, nu? Dar Iisus le-a citit motivația, adică, ok, și ce-i cu asta? Și după ce îl vezi pe Iisus, ce? După ce predici, ce? După ce cânți, ce? Adică, ok. Un astfel de creștin stă cald atât cât este într-un context de genul acesta. Lucram la spital odată și știți, de obicei spitalele medii mari au un loc în care se mănâncă și, mă rog, nu găsești nu știu ce mâncare de obicei în locurile alea. Și am vrut să mănânc niște french fries și arătau foarte bine, erau și orecum calzi sub niște lumini acolo să ți-i scoată în evidență și am luat nu știu ce și am luat și cartofi și i-am pus la masă și până să mă duc să iau the drink, când am luat din cartofi, erau reci. Dar acolo, când am gustat, erau calzi. Și mi-am dat seama că, de fapt, ei stăteau calzi doar cât stăteau sub lupele alea, care aveau rolul și să ți-i scoată în evidență, dar și să îi încălzească. Când i-ai scos de acolo, s-a terminat cu ei. Și cam așa este acest creștinism. Față de cei care au venit astăzi la biserică, mai ales dacă știi de câțiva că cine știe pe unde sunt, te simți grozav. Însă Hristos nu te întreabă în dimineața aceasta de ce nu vii la biserică, ci de ce vii. Ce justifică prezența ta aici? Un astfel de creștinism are oarecare efervescență în atunci când stă sub o astfel de atmosferă, dar după aceea, după ora 12, începe bârfa, începe campania electorală sau ce știu eu ce alte lucruri, nu? Orcașii au cântat acolo de parcă, nu știu ce, o predicație, mare brânză că nu știu cine a venit. Altcumva trebuia să predice, altcumva trebuia să se cânte. Și tot așa, că ăștia au imaginație foarte bogată. Prezență din căutare, da? Hristos s-a uitat dincolo de aceste căutări. Și mai există o prezență care nu este reprezentată de o anumită categorie, ci din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și anume, prezența din adevăr. Adică să cunoști adevărul pe care ți-l spune Iisus, care nu este ușor, care presupune o transformare a noastră. Și totuși să continui să te duci, să îl urmezi. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viață veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Vedeți? Zice, dacă îmi slujește cineva,
Nu spune să vină să vadă să vină să mă vadă. Și l-ai văzut? Și atât. Și nu mai vezi duminica viitoare? Și atât. Și cine știe când? Zice să mă urmeze. Pe unde merge Iisus, să mergem și noi. Pentru ca în final, acolo unde eu voi ajunge și voi rămâne pentru totdeauna, să fie și slujitorul meu. Și asta este ținta noastră în cer. După ce cunoști tot acest adevăr, mai vrei să-L urmezi pe Iisus? Zice, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, zice. Și ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor? Și vă aduceți aminte rețete pe care o propune Domnul Iisus Hristos și atât, s-a oprit acolo, atât. Atât a fost. Nu? Atât. Mai vrei, după ce auzi aceste cuvinte, mai vrei? După ce auzi adevărul, mai vrei? Cei care doreau să îl vadă pe Iisus, mai sunt încă pe aici? Unde au fugit grecii? Unde au fugit? Unde sunt cei care vreau să îl vadă pe Iisus? Îl mai urmează cineva pe Hristos în suferință? Pentru că asta înseamnă să... Oameni care îl doresc pe Hristos sau să vină la biserică, dar cu legalismul lor. Iisus vorbește despre moartea lui și plecarea lui la cer, dar norodul, în continuare, nu am citit, dar puteți citi, în continuare norodul zice, norodul i-a răspuns, noi am auzit despre un Hristos care rămâne în veac, zice, cum dar zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiul al omului? Adică, bun, venim, dar noi trebuie să se facă cum știm noi, cum am înțeles noi. Și, într-un sens, Hristos rămâne cu noi, dar El trebuia să moară. Deci, oamenii care vin la biserică sau îl doresc pe Hristos, dar cu teologia lor. Păi, oamenii care se potignesc în cuvintele Lui. La un moment dat le spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Zice, în clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau după el. Adică ei au umblat până la un moment dat, până când Iisus Hristos i-a trecut la levelul următor, spunându-le mai mult din adevăr sau chiar tot. Pentru că după ce Hristos ne-a spus și de moartea și învierea lui, ne-a spus cam tot. După aceea, sigur, a venit Duhul Sfânt și ne-a ajutat să înțelegem și alte lucruri. Zice, Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Și dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta în zilele noastre, ar fi fost tras de mânecă de anumiți păstori de la Avon, să spună, Doamne, nu spune chiar acum prime time, acum când se filmează, că nu mai vin. Uite, atunci s-au ridicat în picioare unii și s-au dus. Nu mai vin, Doamne. Lasă-i măcar să avem bani, să ne plătim astea pe aici. Lasă-i să avem măcar 12. Și Iisus Hristos nu se oprește când este tras de mânecă și se întoarce către ceilalți 12 și îi întreabă, voi nu vă duceți? Destul de riscat, nu? Da, dar pe Iisus nu îl interesează prezența din anumite justificări, oricare ar fi ele, decât după ce afli tot adevărul, mai vrei să rămâi? Mai vrei să... Mai este cineva care după ce cunoaște adevărul mai vrea să-L urmeze pe Iisus? Mai este cineva care după ce află că a urmat pe Iisus înseamnă să renunți, să-ți urăști viața în lumea aceasta? Înseamnă suferință. Mai vrei să-L urmezi pe Iisus? Și la fel ca Domnul Iisus Hristos, în suferință avem decât două opțiuni. Să spunem, Doamne, scapă-mă. Și din punct de vedere uman este justificat. Te doare prea tare? E adevărat că omul n-a fost creat să trăiască doar pe munte, dar nici doar în vale. Și din punct de vedere uman, este normal ca Iisus să se fi gândit
de câteva ori ca paharul acesta să se depărteze, să îl scape Dumnezeu de ceasul acesta, care a fost unul foarte greu, nu poate fi exprimat prin cuvinte. Dar oricum, cuvintele sunt cel mai aproape de ceea ce vrem să spunem, nu? Am mai încercat câte un regizor de film să facă, să pună în imagini ceea ce s-a întâmplat acolo și măcar că este regie, ți se pare prea mult în unele cazuri. Dar a fost mult mai mult de atât, pentru că a fost dincolo de suferința aceasta fizică, a fost una spirituală. Și noi avem decât două posibilități. Să rugăm pe Dumnezeu să ne scape de încercare sau să spunem, Doamne, proslăvește numele Tău, indiferent de ce înseamnă lucrul acela. Dacă este să mă vindeci, să te proslăvești prin vindecare, bine, dar dacă este să mă ții încă în suferință, iar eu să nu cârtesc și să onorez numele Tău, că măcar sunt în suferință, rămân credincios ție și Tu vrei să te onorezi prin locul acela, proslăvește numele Tău. Aceasta este știu că este greu să când treci pe acolo. Și eu poate duminica aceasta rostesc cu seninătate aceste cuvinte și duminica viitoare, dacă voi fi într-o situație grea, nu voi avea puterea să rostesc aceste cuvinte. Dar asta nu-mi invalidează cuvintele de duminica aceasta. Pentru că sub egida acestor cuvinte va trebui și eu să-mi trăiesc viața. Acum, cât vom putea, nu știm. S-au dus prietenii la Iov și după ce au tăcut câteva zile, au zis, dacă vom începe să-ți vorbim, te vei supăra? Deci, dar și dacă te vei supăra, cine poate să tacă? Știți? Întrebările superficiale în suferință. Deci, nici nu contează ce spui, eu trebuie să spun ce am de spus. Știi? Și zice, dar nu ți-aduce aminte când alții erau în suferință și erau încercați și nu știu ce, cuvintele tale îi ridica și acum tu care treci prin suferință, ia, e adevărat. Dar asta nu invalidează lucrarea pe care ai făcut-o până acum, ci doar că suntem sub aceleași provocări. So, cred că mesajele din dimineața aceasta au fost unitare. Avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie să ne dezobișnuim de obișnuința păcătoasă, să ne transformăm inima noastră și mintea noastră, în primul rând. Și haideți să ne întrebăm în dimineața aceasta, înainte să ne întrebăm oare de ce cu tare n-am venit la biserică? De ce vin eu? De ce vin oamenii la biserică? Din ce categorie fac parte? Din cei care vin din obișnuință? Am ceva căutări care nu de cele mai multe ori sunt spirituale, sau vin, deși cunosc adevărul și cunosc provocările și ce înseamnă să-L urmez pe Iisus și că aceasta de multe ori înseamnă suferință, continui să vin, continui să iubesc, continui să cânt, continui să dăruiesc. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la locul acesta și să ne binecuvinteze. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Dorim ca acea sămânță a cuvântului să moară. În pământul inimii noastre ea trebuie să moară ca să aducă rod. Altfel rămâne singură, așa cum spunea Silviu, rămâne singură, rămâne pustie. Rămâne doar o sămânță închisă cu potențialul de a germina. Mântuitorul le spune ucenicilor și vrea să îi îmbărbăteze în capitolul 14 din care citeam, de fapt îi îmbărbătează și le spune să nu vi se tulbure inima,